În regulă, Cnopa și Maria, e timpul ca voi să învățați noul slogan Banii. Suntem gata. Ascultați, fetelor, să nu dați în bară. Nastia. Haideți, fetelor, să nu ne certăm. Să începem. Victorie. Victorie. Banii sunt cele mai tari. Băieți, antrenamentul. Să așteptăm până termină antrenamentul. Nu pot aștepta, să mergem acum. Băieți, așteptați. Deci cu cine ești eu? Cu Maria? Da, cu Maria. Asta e ceva nou pentru mine. Ascultați, băieți, noi suntem basketbaliști, deci trebuie să ieșim cu majoretele. Trebuie să facem să fie totul ca la început. Banii super, suntem cele mai tari. Echipa Banii va câștiga. Gata, băieți, au terminat. Cum intrăm? Cu încredere! Salutăm cele mai frumoase majorete! Fetelor, sunteți așa de frumoase azi! Maria, cum te simți în echipa Banii? Victorie! Victorie! Băieți, de ce ați intrat aici? Avem oră de antrenament, iar fetele sunt ocupate. E bine, Max? Diana, antrenamentul vi se termină într-un minut. Cnopa, poți să-ți ofer o ciocolată caldă la cafenea? Maria, și eu la fel. Băieți, ascultați, avem un program foarte ocupat în acest moment și nu avem deloc timp pentru relații. Diana! Fetelor, avem un program încărcat. Așa e, ascultați-o pe Diana. Smiley, Diana se dă mare. Băieți, suntem de acord. Diana, pot să vorbesc cu tine un minut? Smiley, succes! Te vom aștepta. Smiley, ce dorești? Diana, Timur o place pe Cnopa, Max o place pe Maria. Hai să ne întoarcem și noi la relația noastră. Smiley, nu. Ba mai mult, spune-le prietenilor tăi să nu flirteze cu fetele pentru că suntem ocupate. Oh, Diana, știu că încă mă iubești și eu te iubesc. Da, știu că m-ai iertat de multe ori. Înțeleg că am greșit mult, dar te rog să mă ierți pentru ultima dată. Smiley, și ce ai făcut tu ca eu să te iert? Nimic. Absolut nimic. Începe să faci ceva și poate o să existe vreo șansă să te iert. Deci, fetelor, aici sunt pensulele. Trebuie să le spălați bine, întotdeauna sunt curate. O să spălăm pensulele. Cum pot să-mi fac smokey eyes? Vreau să vrăjesc pe fotbalistul Dima cu ochii mei. Calmează-te, o să-ți arăt eu. Xenia, tu pe cine vrei să vrăjești? Costia, păi tu te-ai despărțit de el, nu o să te deranjeze. Nu mă deranjează, dar nu o să fii mult timp împreună cu el. E foarte ciudat. Cu tine a fost ciudat, dar cu mine va fi foarte dulce. Oh, salutăm noile majorete Frogs. Verde. Cum vi se pare noua uniformă? Nu vă strânge? O, cândva era fusta mea. Nu, Iana, nu mă strânge, acum e fusta mea. Deci, majorete Frogs, puteți spune câteva cuvinte pentru articolul școlii? Sau n-aveți nimic de zis? Ce pot să spun? Frogs sunt cele mai cool majorete din școala asta. Da, văd că sunteți cele mai cool majorete. Dacă aveți nevoie, vă pot da câteva lecții să văd cum săriți. Mulțumim, Iana, dar nu luăm lecții de la foste majorete. Ascultați, fetelor, nu suntem foste majorete. Poate că vom deveni a treia echipă de majorete din școala asta și veți rămâne voi în spate. Ne vom numi crocodili. Ce? Nu trebuie să ne certăm. Iana, de ce crocodili? Ele sunt broaște. Așa e. Fetelor, ați auzit? De ce m-ați ținut? Deja avem două echipe de majorete la școală. De ce avem nevoie de a treia? Calmează-te, nu o să fie majorete, deja sunt două echipe. Dar dacă totuși nu știm ce e mintea lor. Blondo și smokey eyes? Nu o să fie niciun smokey eyes. Ne vom antrena de trei ori pe zi. Blondo, de trei ori pe zi e totuși prea mult. Blondo, nu ne poți spune asta, nu tu ești capitanul. Ne vom antrena. Trebuie să fim cele mai puternice. Brovatski, zi să se grăbească, de ce nu vrea să ne servească? Ice, cât mai trebuie să așteptăm? Când o să ne servești? Auzi, păr verde, să plătească Brovatski pentru tine. Brovatski, când o să plătești pentru iubita ta? Brovatski, încă nu ți-ai plătit datoriile. Așteaptă, Ice. Ți-a plătit 300 săptămâna trecută, ce datorii? Da, serios, despre ce datorii vorbești? De ce nu știm nimic? Ce datorie? Uite aici, îmi datorează 250 de lei. Păr verde, ce-i cu datoria asta? I-am plătit totul. Oh, exact, ce fază amuzantă. Am venit aici cu prietenii mei și le-am făcut cinste. Știu că iubitul meu e bogat, plătește el tot. Oh, păr verde, le-ai făcut cinste prietenilor tăi. N-ai niciun pic de respect, da. Oh, știi, asta m-a părăsit cumva. Da, te-a lăsat. Să-mi dai banii înapoi, păr verde. Patrick, ești așa de cool, ai o mănușă așa de cool. Iulia, în sfârșit ai cumpărat lentile, mă bucur mult. Da, puiut, și eu mă bucur. Ai, poți să-mi dai un meniu? Fata mea va alege ce ai mai bun. Și mai scump. Oh, ăștia sunt clienți buni, ador când comandă ce e mai scump din meniu. Oh, Carina, bună, ești așa de frumoasă, nu te-am mai văzut de mult, Patrick, la te. Carina, nu mi-ai spus că vii cu o prietenă? Păr verde, pleacă de aici. Carina, noi două suntem prieteni, ai uitat?
Păr verde, mi-amintesc atunci când erai cu Brovatski, m-ai alungat repede, așa că pleacă și tu. Avem un homar delicios cu sos cremos. Este delicios. Doamne! O, îl vreau. Patrick, dar Gigi știe că în timp ce ea e în tabără, tu flirtezi cu Carina? Atâta trebuie să-i spui lui Gigi. Hai, adu-i lui Păr verde un latte la altă masă. Da, în regulă. Acum vorbim altfel, sunteți un cuplu minunat, iar Gigi e nașpa. Iulia, sunt șocat, Patrick și Carina flirtează. Pui, îți vreau o bomboană de ciocolată. Iulia, fără bomboane de ciocolată, vei primi chipsuri de orez. Ice, chipsuri de orez și două fresh-uri. Băieți, cine a înfundat baia de la subsol? Bună ziua, Mike. Bună ziua, vă întreb încă o dată, cine? Profesor Mike, de ce dați vina pe noi? Mă sun și majoretele, basketbaliștii și fotbaliștii. Profesor Mike, da. Ei stau mult la toaleta de la subsol, lângă oglindă. Deja i-am întrebat, n-au fost ei. Profesor Mike, dar ce a fost aruncat acolo? Hai să dăm niște apă. Un penar întreg de creioane. Cine o să-l ia? Profesor Mike? Nu. No. Carina, de ce ai aruncat penarul lui Gigi în toaletă? Unde altundeva să-l pun? Carina, ești prea dură, săraca Gigi. Diana, te rugam. Doamne, fetelor, sincer, sunt puțin șocată de voi. Echipa noastră abia s-a format, dar voi deja vreți să intrați într-o relație. Diana, în serios, îl plac așa mult pe Timur? Și eu n-am ieșit niciodată cum basketbalist. Dar acum sunt în poziția asta, îmi place așa mult de Max. Fetelor, voi nu înțelegeți, echipa noastră e nouă. Trebuie să ne antrenăm mult pentru a fi puternice. Sau vreți să rămânem pe loc? Vedeți, relațiile și antrenamentele sunt de obicei incompatibile. Apropo, Nastia, cum mai ești cu Ice? Diana, păi nu-s nici cum, sunt în aceeași situație ca tine. Nu știu dacă să mă întorc sau nu la Ice. Ah, Nastia, văd că te-ai maturizat foarte bine. Fetelor, nu trebuie să strâmbați din buze. Înțelegeți, aveți nevoie de mult timp pentru o relație. Iar dacă lipsiți de la antrenamente, n-aveți cum să vă întoarceți. Diana, vrei să zici că tu și Smiley sunteți gata? Spune-ne că ăsta-i sfârșitul tău cu Smiley și ne vom calma. Ah, fetelor, să nu discutăm despre mine și Smiley. Nu vreau să vorbesc despre asta. Mi-e foarte greu. Diana te înțelege perfect. Banii sunt cool, banii sunt cele mai tari. Banii sunt cele mai mișto. Asta e minunat, fetelor. Banii sunt cele mai cool și banii nu vor alege relațiile, ci antrenamentele. Cine are nevoie de relații? Băieți, ce fel de întrunire aveți voi aici? Feriți-vă, trebuie să trecem. De fapt, mergeți acolo, trebuie să urcăm și avem fuste scurte. Diana, ultima conversație. Asta e ultima conversație. Băiatul a spus, băiatul a făcut. Despre ce vorbăieți să vorbim? Fetelor, conversația asta e doar cu mine. Poți să începi, Dima. Diana, ultima dată te voi întreba. Vrei să fii prietena mea? Da, te întreabă pentru ultima dată. Oh, pentru ultima dată îți răspund, Dima. Nu vreau. Rău, Diana, rău. Da, blonda din Frox flirtează cu el. Au plănuit în ceva. Costi, am plănuit să fim împreună. Ah, fetelor, ați auzit? Dima a venit aici și deja îmi spune că are un fel de relație. Asta vrea să sublinieze. Dima, nimănui nu-i pasă de relația ta. Ajunge, lăsați-ne să trecem. Și nu vă uitați sub fustele noastre. Bine, Dima, să mergem la Frox. Nu e nimic interesant aici. Așteaptă, Diana, măcar ești geloasă? Oh, nu, fetelor, ați auzit asta? Creierul meu nu poate suporta. Mă întreabă dacă sunt geloasă. Băieți, nu avem timp de relație, avem doar antrenament în cap. Lăsați-le să treacă pe majoretele banii. Uite, Costea, planul nostru nu a funcționat din nou. Dima, ți-am zis, ar trebui să ieși cu blonda. Atunci Diana va înțelege ce diamant a pierdut. Costea, știi, blonda e cu un cap mai înaltă decât mine. Dima, înălțimea nu contează într-o relație, îți spun. Trebuie să ieși cu blonda. Nu se poate să fii un fotbalist atâta, iar majoret atâta. Nu, Costea, înălțimea contează. Smiley, haide, aproape ne-au alungat și pe noi. Lasă, o să vezi, o să fii iar împreună cu Diana. S-au apucat serios de antrenamente, nu mi-au timp de relații. Lăsați-mă, pentru voi ușor să vorbiți. Ce, tu ai ieșit cu Cnopa? Nu, n-ai ieșit cu ea, dar tu te-ai întâlnit cu Maria? Nu te-ai întâlnit. Dar eu și Diana am fost împreună aproape un an. Aproape un an. Max, chiar au fost așa mult împreună? Sincer, exagerează un pic. S-au combinat, s-au despărțit, iar combinat, iar despărțit. O iubesc, băieți, știți, chiar o iubesc. Deci haideți. Dați-mi un sfat despre cum să o câștig pe Diana înapoi. Dacă eu voi fi cu Diana și voi veți avea relații. Poate ar ajuta să-i dai un ursuleț sau o ciocolată. Timur, ești cam demodat. Chiar n-am altă idee. Bine, am eu o idee, dar nu e așa de un... Max, oricum, proastă sau nu, spune-ți ideea.
Lealea, dacă mai lovește ușița din nou, eu o să ies. Iana, fă liniște, ascultă ce idee au. Da, Max, ideea e așa și așa, dar n-avem altă variantă. Eu v-am zis că nu e foarte bună. Eu cunosc fetele, sunt foarte vulnerabile. Diana se va topi într-o secundă. Bine, băi, să mergem, nu avem altă variantă oricum. Nu, Lealea, păi ai văzut, a lovit ușa într-una și n-am putut auzi nimic. Iana, nu despre asta e vorba. Dar despre ce? N-ai auzit că au spus ceva despre o idee? Și? Haide. Ok. Oho, fetelor, uitați-vă! Patrick cu păr verde și Carina, asta e ceva nou! Diana, uite, Dima și Blonda! De ce adevărat? Dima, ești așa de cool! Ah, le urez tot norocul din lume! Diana, ești geloasă cumva? Nu, nu sunt geloasă pe Dima! Diana, nu te îngrijora, nu sunt un cuplu potrivit! Are dreptate, ea e cu un cap mai mare decât el! Păi asta nu pare să-l deranjeze! Ah, bine, fetelor, de ce am venit aici? Ca să vorbim de Dima și Blonda sau să mâncăm ceva după antrenament? Hai să adunem 4 salate vegane. Am înțeles, 4 salate vegane. Hai, apă rece, repede! Hai să adun repede apă rece! Băi, calmați-vă! Mai repede, o sticlă, orice! Ascultați, are cineva o sticlă goală? Smiley are nevoie de apă rece! Vă rog! Grăbiți-vă! Ce s-a întâmplat? Oh, Lucy, Hius, ce s-a întâmplat? Diana? E legat de Smiley? Gata, mulțumim, mai sumim. Păi e ce a pățit Smiley? Du-te în sală să vezi. Diana, se întâmplă ce face Smiley? Fetelor, mă duc. Vai, ce mă enervează crizele astea. Lasă-mă, Costea, unde a fugit? Dima, cum unde a fugit la Smiley? Smiley, rezistă. Rezistă, dă-i apă rece. Care-i problema cu Smiley? Care-i problema ta cu Smiley? Am putea să zicem, dar nu vrem să vorbim cu tine. Smiley! Smiley, bea niște apă rece. Ar trebui să-l chem pe proful Mike? Nu-l chemăm pe profesorul Mike. Fetelor, așteptați! Băieți, care-i faza? Diana, după ce l-ai alungat, Smiley s-a simțit rău. Nu credeam că e atât de sensibil. Smiley, sunt eu, Diana. Diana? Da, bea niște apă. Oh my god, el chiar o iubește foarte mult. Câtă iubire și eu îmi doresc. Oh, ce se întâmplă aici? Deci, băieți, planul vostru a funcționat? Fetelor, n-aveți ce căuta aici. Sunteți inutile în această situație. Diana l-ajută pe Smiley. Ce drăguț. Oh, băieți, planul vostru a fost genial. Să-și piardă conștiința din cauza dragostei. Plecați de aici. Diana, dă vina pe mine. Băieți, despre ce vorbesc? Ascultă, Smiley, dacă nu le vei așa tare în ușiță, poate n-am fi zis nimic despre plan. Eu și Iana am auzit conversația voastră de lângă dulăpioare și despre planul vostru genial, ca Smiley să pretindă că se simte rău că să-i topească inima Dianei. Ce? Diana nu le crede, Diana. Smiley, ce înseamnă asta? Băieți, Smiley, nu mă așteptam la asta din partea voastră. Fetelor, să plecăm. Smiley, acum ce vom face? Doamne, băieți, ce nasol. Astea-s Lealea și Iana. Băieți, doar Diana ar crede o idee așa prostească. Succes, băieți. Gata, băieți, acum chiar mă simt rău. Fetelor, cum am putut să pic în plasă? Cât de proast am fost. Diana, dar s-au prefăcut bine. Și noi am crezut. Ce fraier e Smiley, pur și simplu fraier. Cum mai pot să încep o relație cu el acum? M-a păcălit din nou. Dragilor, sunt pur și simplu șocată. Dați like, abonați-vă la canal și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem, pa! Diana, ți-am zis de mult că Smiley e fraier. Fetelor, ați auzit? Creierul meu nu poate suporta. Cum adică sunt geloasă? Băieți, n-avem timp de relații. Oh, și antrenament. Nu pot suporta. Bine, Diana, hai că dăm o dată. Să zici antrenamente. Bine, hai. Diana, te înțelegem. Banii sunt cool. Banii sunt cele mai... Cele mai...